Doamnele și consilieri, stimați invitați, în conformitate cu prevederile articolului 134 alineatul 3, litera A, din numărul 57 pe 2019, prezint codul administrativ, ați fost convocați în ședința ordinară prin dispoziția numărul 330 pe 21 a 10-2022. Emisă de primarul Comunei Păjor pentru data de 27-10-2022, ori de 10, care va avea următoarea de zi. 1. Proiectul de hotărâre privind creșterea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Păjor în modul ce este conștiință înscrisă în CFE numărul 6764, aprobare demolării. Da, trebuie la punctul 2, nu? Proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării de la Consiliul Local al Comunei Scoțeni în administrația Consiliului Local al Comunei Păjor a tronsonului de drum de DC-184 de la limita celor două comune până la intersecția cu DN2G în vederea întreținerii, modernizării și ulterior a executării unor lucrări de asfaltare. Începem cu proiectul numărul 1, da? Mă introducem în proiectul ăsta pentru că nu sunt niciun lucru. Să vă spun că nu am dorit să vă spun la viitor și eu am primit de pe... Deci vrem să suplimentăm ordinea de zi cu un proiect de hotărâre privind validarea dispoziției primarului numărul 296 din 26 septembrie 2021. Dispoziția respectivă se referă la o rectificare de buget privind plata recenzorilor în sumă de 69.000 de lei care au fost... Și câte 1.000 de lei pentru școală, am înțeles. Da. Nu? Da. Pentru întreținere și cheltuiele. Da. Și dacă tot a fost prins, nu mai ai discutat. Da, 1.000, da. Burse ceva sau? Sau pentru întreținere? Aveți că. Burse ceva sau? Da. Și dacă sunteți de acord și cu proiectul ăsta, suplimentarea proiectului, da? Ordinii de zi. Cât timp? Este de acord toată lumea? Da. Da? Bine, deci avem câte voturi? 12, da? 13. Este acord, da. Ordinea de zi cu 13 voturi. Trecem la punctul 1. Prima și prima dată vreau să facem spre aprobare procesele verbale. Încheiate la ședințele anterioare, deci procesul verbal din 14 septembrie, încheiată ședința ordinară, așa, și procesul verbal din 13 octombrie, încheiată ședința extraordinară. Ultimele au fost trimise, dacă aveți ceva cont de completat la procese verbale, să-mi spuneți acum. Dar nu se spune preaprobare, da? Doar numai 2 secunde. Acolo, într-adevăr, domnul Lăgăciatorii a invocat și corect că există contract, dar și domnul Pușcașul Nicolae de la președinte, eu la fără. Să mai completăm un pic... Nu, deci și domnul Pușcașul Nicolae a invocat aceeași treabă, există contract. Pentru înregistrare pentru asta. Dar scrie, scrie în... Nu, nu mai dintr-un nu. Poate am greșit eu, dacă am greșit. Da, păi o să completăm aici. Și da, păi ia, așa, să punem spre aprobare procesele verbale. Vă rog frumos, vă rog. Completarea de situație. Da, mulțumesc. Da, trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Păjor al imobilului C1 Școala Veche,
înscrise în CF numărul 6764 în aprobarea demolării. Aici e vorba. I-a avut o valoare când a fost veche și acum va intra cu altă valoare când va fi finalizat nou. Deci este pur și simplu din punct de vedere contabil trebuie să facem treaba asta, pentru că nu pot fi scoase din evidență imobilele care aparțin domeniului public. Trebuie să fie în domeniul privat al domeniului. Eu am un comentariu. În 2002 s-a aprobat, cred că verificați în urmă, chiar și asta și demolarea, pentru că nu tot vreau să promedeze. S-a aprobat aici, nu mai e. Da, nu, nu-i problemă. Nu, dar pot să spun că au mai fost și nu-i nicio problemă. Da, deci v-am spus, asta este doar punct de vedere contabil. Da. Asta, pentru că noi avem, și avizul Ministerului de demolare și de schimbare a destinației. Și ar fi doar numai să așa, nu s-a mai făcut. Da, cine este scoală în grădiniță. Din școală în grădiniță, da, da. Da, tot Ministerul Educației. Sigur. Se abține cineva? Împotrivă? Da, trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de la Consiliul Local al Comunei Scoțeni în administrarea Consiliului Local al Comunei Păjor, a tronsonul de drum comunal DC184 de la limita celor două comune până la intersecția cu DN2G în vederea întreținerii modernizării și ulterior a executării unor lucrări de asfaltare. E vorba despre drumul ăla, Buscană, care i-a spus în DN. L-am preluat noi, am făcut o tărâie din Consiliul Local Scoțeni, asta pe ei nu interesează. Într-adevăr, dar singur. Nu poți să faci investiții pe... Foarte bine, să rămână și bucățica aia, că sunt acolo 5 case, nu le dai bine. Rămâneau și așa, era bun dacă i-ar fost înainte și... E vorba de case, de-i vorba de... Se cam în locul acum aia, de la Comuna Scoțeni. Da, dar din România ar fi aceeași... Abținere, împotrivă, rămâne. Da, și trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu rectificare cu validarea dispoziției 296 din 96 septembrie, cum v-am mai explicat, 69.000 de lei au fost virați din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pentru plata recenzorilor. Deci au fost bani virați pentru recenzori. S-a emis o dispoziție în sensul ăsta. Da. Dacă punem la pentru aprobare. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Da. Frumos. Să plăcă ea nu notează, dar...